dintre cei mai importanți pictori români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a lăsat poporului român o moștenire bogată de opere de artă, picturi în ulei, acoarele, desene în tuș cărbune sau creion, opere care îmbogățesc patrimoniul a numeroase muzee din țara noastră. Sava Hentia s-a născut la 1 februarie 1848 în Sebeșel, un sat din apropierea orașului Sebeș, într-o familie numeroasă, cea a preotului Ilie Ghința și a Anei, născută Dăncilă, din Răchita. Studiile primare le-a făcut la Sebeș, iar după absolvirea școlii comunale de aici, mânat cu siguranță și de greutățile specifice unei familii numeroase, în anul 1862 s-a stabilit la București, unde a fost angajat de fotograful Zaharia Dănciulescu, unchiul său dinspre mamă, ca ajutor la retușarea fotografiilor. Ajuns în capitala României, viața tânărului Hentia s-a schimbat radical. S-a instalat într-o locuință din Mahalaua, Vântul Elefterie, iar activitatea din atelierul unchiului său îl pregătea pentru îndeletnicirile artistice de mai târziu. La scurt timp însă, un eveniment nefericit i-a schimbat radical existența. În anul 1863 s-a îmbolnăvit de febră tifoidă și a fost tratat cu chinină, care, din nefericire, i-a fost administrată în supradoză, provocându-i surzirea, deficiență cu care s-a confruntat întreaga viață. În ciuda acestui handicap, Sava Hentia a perseverat, iar în 1865 a început să studieze pictura la Școala de Arte Frumoase din București, sub îndrumarea profesorilor Gheorghe Tătărescu și Teodor Aman. Datorită infirmității de care suferea, a fost scutit de studiul mai multor materii în afara celor de specialitate. În 1871 a obținut o bursă care a permis să urmeze cursuri la École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de la Paris, sub îndrumarea pictorului Alexandre Cabanel, până în anul 1873. Aici, maestrul său i-a oferit șansa să expună, pe durata studiilor, câte o lucrare cu temă mitologică în cadrul Salonului Oficial de Artă Pariziană. În 1872, Sava Hentia a expus lucrarea Nuntă țărânească, pe care, ulterior, a trimis-o în țară la expoziția Artiștilor în viață. În ciuda succesului înregistrat, în același an, ministrul instrucțiunii publice, Cristian Tell, i-a suspendat bursa, însă Sava Hentia a rămas la Paris, fiind ajutat de alți studenți români, aflați ca și el la studii în capitala Franței. Fostul său profesor, Teodor Aman, a insistat pe lângă ministru, recăpătându-i bursa în anul următor, asta și datorită succesului obținut la Salonul Oficial din 1873 cu lucrarea Psihe părăsită de amor. Ulterior, acest tablou a fost cumpărat de ministrul Vasile Boierescu pentru Pinacoteca din București. La scurt timp după întoarcerea în țară, Sava Hentia s-a căsătorit cu Irma Tanco din Petrești, căsnicie din care au rezultat 6 copii. Din anul 1875 a activat ca profesor la azilul Doamna Elena, la școala secundară de fete și la pensioanele Pompilian și Negoiescu, unde a predat desenul și caligrafia. Dacă Sava Hentia este un pictor de renume, dar în același timp și un pictor patriot. El a fost în războiul de independență, alături de Nicolae Grigorescu, de Mirea, de Izidor Sălăgescu, care este un pictor, ajuns din Muncii Apuseni, profesor de desen la Craiova. Lucrările lui Sava Hentia de pe front
majoritatea desene și schițe, au surprins aproape întreaga desfășurare a conflictului până la întoarcerea triumfală a armatei române în țară. Experiența lui aici l-a marcat și ca artist, putând fi considerată ca debutul unei noi perioade în creația sa artistică, caracterizată de o diversificare a mijloacelor de expresie, precum și a genurilor abordate. Savahenția, așa cum era firesc, a accesat, să zic așa, elemente ale stilurilor europene, pentru că fiind la Paris cu bursă și văzând multe lucruri, resimți în opera lui anumite elemente care provin din arta momentului. Dacă în tinerețe a preferat subiectele de factură mitologică și pe cele de inspirație istorică, la maturitate este vizibilă o diversificare a tematicii creației sale. Alături de portret, pe care totuși l-a preferat, Savahenția a abordat și alte teme, ca peisajul, scenele de gen, reprezentările animaliere și naturile statice. Un mare portretist recunoscut ca atare, în stilul academic care se lucra atunci și în același timp cu un simț deosebit față de desen, față de, dacă vreți, și față de anatomie și imaginea. El face, prin portretele sale, o frescă a societății românești. Este... Vedem portrete de la țărani care sunt îmbrăcați în portul popular din ambianța Sebeșului și până la burghezi sau intelectuali sau alte categorii sociale. O operă fabuloasă, pentru că fiind un mare portretist și noi trăind în, ei trăind într-o epocă în care portretul era foarte la modă și în care fotografia încă nu era atât de dezvoltată, a făcut enorm de multe portrete. În afară de pictura de șevalet și de grafică, Savahenția a realizat și ilustrație de carte, a decorat interioare, cum ar fi Casa Vernescu, 1894. Și a fost foarte apreciat la București, unde, cum vă spunea, a realizat și lucruri deosebite În capitala țării. Cu talentul s-au împodobit mai multe monumente, între care tavanul Teatrului Național, care, din păcate, știți foarte bine, a fost bombardat în timpul războiului și nu mai există ca monument. A lucrat în frescă, realizând pictura murală a unor biserici, ca cele din Sebeș, Milkov și Brebu, precum și pictura unor iconostase, ca cele de la Vințul de Jos, în 1899, și Răhău, 1894-1899.
De asemenea, a pictat și icoane pe lemn pentru bisericile din Sebeșel și Sășcior. Activitatea sa nu a rămas neobservată, de-a lungul vieții fiind răsplătit cu diplome și medalii, cum s-a întâmplat la expoziția românească de la Sibiu, unde a primit 27 de distincții. Lucrările sale se păstrează în muzee din țară, ca Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, Muzeul Național de Istorie al României, Muzeul Național Bruckenthal Sibiu, Muzeul Municipal Ioan Raica Sebeș și altele, precum și la colecționari. O bogată colecție Sava Hentzea se păstrează la Muzeul Ioan Raica din Sebeș, mai precis 44 de piese. Picturi în ulei, câteva acoarele și un desen. Câteva din aceste lucrări ale colecției din Sebeș ocupă un loc foarte important în ansamblul operei lui Sava Hentzea. Se știe că Sava Hentzea a fost un important portretist al epocii, el fiind inițial un pictor academist format la București și la Paris. Academiștii punând un mare accent pe arta portretului. El a executat portretele a numeroși intelectuali, oameni din categoria mijlocie a societății sau simpli țărani. La muzeul din Sebeș se păstrează câteva portrete de referință. În primul rând aș atrage atenția asupra portretelor soției sale, unul din ele bust, iar celălalt figură întreagă. Cel de-al doilea, deci figură întreagă, o prezintă pe soția sa îmbrăcată într-o rochie neagră, care se profilează pe un peisaj de culoare verde, în care întâlnim vegetație abundentă, păsări sau oameni care se plimbă cu barca. Acest tablou ne trimite spre o altă lucrare foarte importantă a pictorului, Femeia cu scrisoarea, mult elogiată de criticii de artă. Aceeași rochie neagră, o femeie care primește scrisoarea și are așa o privire melancolică, profilată tot așa pe un fond verde. El a executat numeroase portrete de țărani, în special din zona Sebeșului, pe care îl iubea foarte mult, țărani îmbrăcați în costume naționale, specifice zonei Sebeșului, țărani dârji, plini de forță, așa cum au devenit de-a lungul timpului țăranii români și extensie poporul nostru. Între lucrările de excepție ale muzeului, fără îndoială, se situează portretul lui Virgil Cioflec, important colecționar în epocă și unul din autorii monografiilor Lucian și Grigorescu. Deci un om rafinat, vaste cunoștințe în domeniul artei. În acest portret, Virgil Cioflec șade într-un fotoliu, are o ținută elegantă, o privire adânc scrutătoare, deci când gândește profund, meditează asupra artei, asupra culturii. Este un portret care face cinste oricărui autor din secolul XIX, începutul secolului XX. Tabloul este executat în 1900. El a executat de asemenea portrete de copii, în special ale copiilor din familia sa. În colecție se află, printre altele, portretul Aureliei, o fetiță gingașă, Candidă, pictură tratată
cu o pensulație liberă care ne apropie de pictura lui Grigorescu. În afară de portrete importante aflate la muzeul din Sebeș, se află scene de gen, adică din scene din viața contemporană. Participând la războiul de independență din 1877-78, spiritul său de observație se acutizează, se accentuează, astfel încât treptat el trece de la pictura migăloasă academistă la o pictură realistă, inspirându-se din viața din jurul său. O lucrare demnă de interes este Turc fumând narghilea, tablou executat în timpul războiului în 1877. Aici pictorul dovedește că este receptiv la principiile artei moderne, îl înfățișează pe acest turc într-un interior plin de lumină. Acest turc este poartă pe cap un acoperământ roșu și un breu roșu, care contrastează plăcut cu veșmântul albastru verzui. Deci folosește culorile complementare, cele mai vii culori care pot exista într-o pictură. Deci, o altă dovadă că este receptiv la arta modernă, contemporană, lumii. O altă lucrare care intră în aceste compozite scene de gen ar fi Târgul, în care surprinde cu măiestrie forfota oamenilor și animalelor dintr-un târg, compoziția fiind ingenios concepută, plină de lumină și care amintește de târgurile pictate în epocă de Ion Andreescu. Un al treilea tablou care intră în sfera scenei de gen, Boi la Arad. Dacă Grigorescu trata oarecum idilic această scenă repetată de nenumărate ori, car cu boi, Sava Enția dovedește un realism robust, împătrișează țărani lucrând dimineața până seara, de fapt tablou împătrișează seara, deci muncă pe care țăranul o desfășura pe parcursul întregii zile, se simte în acest tablou oboseala atât a animalelor cât și a oamenilor după o zi de muncă. O lucrare unică în muzeu și se pare în activitatea artistului este cel intitulat Odaliscă, o temă mult frecventată în arta epocii, începând cu pictorul neoclasicist Engel, continuând cu pictorul romantic de la Croix, mai spre zilele noastre cu Henri Matisse, iar în spațiul românesc aș aminti pe Teodor Aman, Izăr și mulți alții. Fascinația Orientului era încă vie în rândul a numeroși artiști europeni, dovadă că și artistul nostru se apleacă asupra acestei teme. Este înfățișată o femeie cu forme pline, dată sculptural, și care emană un senzualism reținut. Se știe că Odalisca este o femeie din haremurile orientale, ca atare și în cazul nostru, ea poartă haine specifice și numeroase podoabe pe cap și pe trup. Dar de asemenea a iubit animalele domestice. Dovadă lucrarea intitulată Capre, care dovedește că artistul este receptiv la arta de plein air. Animalele sunt redate cu mult firesc, vegetația este vibrantă și luminoasă. De asemenea, a pictat Nulesa în o acuarelă, naturi statice,
cum ar fi cea cu portocale de la muzeu sau flori iris. Naturile statice redă cu multă vitalitate obiectele tratate. Din păcate, la muzeul din Sebeș nu se află peisaje care dovedesc încă o dată că Sava Hentzia este foarte atent la pictura contemporană. Spuneam că la început a fost academist, o pictură minucioasă, migălită, linsă, apoi trece spre realism, poate cu Războiul de Independență, care în ultimii ani se apropie din ce în ce mai mult de impresionism. Ca atare, în aceste peisaje, lumina pătrunde prin frunziș, totul vibrează, surprinde natura în diferite momente ale zilei, dimineața, la amiază, seara. Deci, preocupări ale impresioniștilor. Mai puțin s-a elevat până în prezent că el a fost atras și de impresionism. Sava Hentzia este astăzi sărbătorit, să zicem așa, la Cluj, prin această expoziție. Este un artist patriot care, în aceste zile când sărbătorim, respectiv în acest an jubiliar, sărbătorim Marea Unire, este unul dintre artiștii care au pregătit făurirea României Mari. O atitudine pe care românii ardeleni au avut-o mereu, mai ales în secolul XIX, o atitudine de iubire față de ceilalți români care se aflau în afara arcului carpatic și cu care, în conștient sau subconștient, simțeau că se vor uni probabil la o dată pe care Sava Hentzia nu a prins-o. A murit la 21 februarie 1904, la vârsta de doar 56 de ani, lăsând în urma sa o operă bogată. Thank you.